în comunitatea București FM 98,3. După cum vorbeam noi nof aici cu invitata noastră, doamna Manuela Mureșan, consilier general. Bună ziua, bine ați venit în emisiune. Bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Cred că ar trebui să luați o pietricică în gură sau ceva, pentru că sunteți prima invitată în carne și oase după multă vreme în emisiunea noastră, cel puțin. După un an jumate. Da, după un an jumate. E fizică, mi-e și frică, știi, că mă gândesc, nu cum beau păcăleală, că după o vreme nu mai crezi, știi, nu cum beau păcăleală, de fapt, dumneavoastră, păresc că sunteți aici, dar trebuie să fie o hologramă, ceva, nu se poate să fi venit după atâta doamna vreme. Doamna Mureșan este în carne și oase, ne bucurăm că avem alături de noi. Vrem să vorbim astăzi despre București, în general, și ne spunea doamna Mureșan ceva mai devreme că am crezut că o invităm în calitate de președinta Comisiei de Cultură și Artă. Păi, pe acolo suntem, că și Cismigiu, nu? Face parte din cultura urbană a acestui oraș, un parc care, vorba aceea, stârnește amintiri și nostalgii în toate generațiile, ca să zicem așa, un parc care astăzi nu arată prea bine. Și nu este singurul parc din București care nu arată prea bine, nici Bucureștiul în integralitatea sa nu arată deloc bine. Cum vi se pare? Cum ați putea descrie în câteva cuvinte starea actuală orașului, doamna consilier? În primul rând, aș vrea să spun trei cuvinte despre mine. Sunt într-adevăr președinta Comisiei de Cultură a Consiliului General, dar sunt și membru în Comisia de Mediu a Consiliului General. Deci sunt cumva în dublă calitate aici. Într-adevăr, legat de Cismigiu, cele două domenii se întrepătrund la nivel teoretic, pentru că la nivel practic și un domeniu și celălalt se află într-un moment, dacă nu critic, foarte aproape de o criză. Nu pot să nu recunosc că Bucureștiul arată într-un fel aproape nefericit. Evit cuvintele foarte tari, pun mereu un moic mereu cu un aproape, sau, dar situația este într-adevăr gravă și ca mediu și din punct de vedere cultural. La mediu probabil că ar trebui să ne referim în mod special la curățenie, pentru că este principala trăsătura mediului în care trăim, curățenia orașului, curățenia apei, curățenia aerului pe care îl respirăm. Apoi, legat de mediu, sigur că ajungem și la vegetație, la spații verzi, la sănătatea spațiilor verzi, la dimensiunile acestora și în final și la animale. O să îmi permit să-i spun bună ziua, să-i spunem bună ziua și domnului Alex Oprița de la grupul de inițiativă civică Cismigiu. Dânsul este prin telefon, am zis să nu exagerăm, știi, adică să vină chiar de la început toată lumea aici în studio. O să vă rog să punem căștile, să puneți căștile. Da, să-i spunem bună ziua. Fac o paranteză, mi-am inteles că în urmă cu ceva vreme, luni de zile, am discutat cu domnul Oprița. Discutam exact despre Cismigiu și imediat o să reglez și, și volumul eu. Dădusem un exemplu apropo de cultură și cât de legat este acest parc, nu-i doar un parc. Eu tot spuneam, domnule, vă rog frumos, faceți ceva la modul general cu izvorul Eminescu, pentru că ăla era un loc în care eu când eram tânăr mă întâlneam cu fetele. E o chestie personală. Și ăla știam, acolo era, beam apă, apa era potabilă, după care la un moment dat au început niște lucrări și a devenit un morman de molos care în curs de refacere, de ani de zile. Ori în momentul în care Cismigiu, cred că asta e cea mai mare problemă a noastră, cei care am prins și legătura directă între parc și cultură și artă. Pentru că dacă Cismigiu rămâne doar un parc modern în centrul capitalei, înseamnă că 80% din ce reprezenta se pierde. El a fost întotdeauna mult mai mult decât un parc. El a fost unul dintre organele vitale ale acestui oraș. Fără el, Bucureștiul trăiește. Dar o să fie, cum a spus dumneavoastră, nu mort, aproape mort. Cam așa, adică să îndulcim puțin. Ori cu domnul Oprița discutam și despre asta. Bine ați venit în emisiune. Spuneți dacă ne auziți în primul rând. Sigur, vă aud. Bună ziua și dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă. Bună ziua și Manuelei Mureșan. Și, într-adevăr, vă dau dreptate, fără un Cismigiu istoric sau cu un Cismigiu scos din țiplă, care ar arăta ca orice parc nou din București, nu am mai vorbit despre Cismigiu, practic, și despre farmecul lui. Farmecul lui e că e bătrân, că e o oază de verdeață în centrul capitalei, că e un ansamblu de monumente istorice,
pe orează de câteva hectare. Drept urmare, când vorbim despre Cismigiu, nu putem vorbi neapărat despre o modernizare, cât despre, o, în primul rând, o întreținere și o gestionare corectă a spațiilor verzi și o reabilitare a fondului construit și a monumentelor istorice. Eu țin minte perfect atunci, vorbeam în timpul vechii administrații despre proiectul acela pe care intenționa să-l inițieze doamna Firea, un proiect pe care îl contestați și spuneați că va duce la defrișări și până la urmă la distrugerea parcului. Acum nu mai vorbim de niciun fel de proiect, pentru că Cismigiu e lăsat așa, la voia întâmplării. Sau a fost lăsat, mă rog, înțeleg că domnul Nicușor Dan a pornit într-o acțiune din aceasta de comando cu 40 de oameni, a făcut, nu știu ce a făcut acolo, dumneavoastră să-mi spuneți dacă s-a întâmplat ceva și dacă, nu știu, acțiunea asta a fost una așa izolată sau vor urma și altele, pentru că situația al pub-ului nu e deloc certă, nici situația companiei municipale, înțeleg că e pe ducă, dar până când va fi dizolvată, oamenii ăia vor trebui să muncească acolo și să vedem că fac treabă în parc. Sunt atâtea aspecte în ce a spus dumneavoastră, încât nici nu știu cu ce să încep. Da, sincer, nici eu, dar începeți așa cu orice. Un parc, situația Cismigiu e de fapt situația tuturor parcurilor din București, numai că în Cismigiu avem acest aspect al rustului de cior care migrează pe durata anotimpului călduros în Cismigiu, noptează aici și într-adevăr e o mizerie de nedescris, mai mare decât în alte parcuri, pentru că e foarte mult găinat. O acțiune punctuală ajută, desigur, să cureți puțin parcul și să... să arate puțin mai bine, însă nu ajută pe termen lung și mediu și dacă chestia asta nu e transpusă într-un mod curent de a întreține parcul, e ca și cum ai planta o floare într-un deșert. Va fi în continuare un deșert acolo, numai că va fi o floare în mijloc. Referitor la situația angajaților, iarăși e un subiect sensibil. E un subiect sensibil pentru că oamenii aceia, o parte din ei, au lucrat la ALPAP și sunt mulți oameni care fac curățenie în parc sau gestiune de spații verzi de zeci de ani de zile, ori faptul că va fi desfințată compania, dar acei oameni nu sunt aduși înapoi la ALPAP, iar nu ajută cu mult acest lucru. Pentru că, practic, se pierde o parte din know-how existent, care e puțin în actuala administrație publică. Doamna consilier, care este situația acestor? Situația este într-adevăr foarte complicată și sunt și mulți factori implicați în rezolvarea ei. De fapt, aceștia sunt și cei care au adus-o, au creat problema. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc celor din grupul de inițiativă civică Cismigiu, pentru că așa cum domnul primar a făcut un heirupism din ăsta cu 40 de oameni să facă curățenie într-o zi, cei de la Cismigiu au făcut lucrul acesta de mai multe ori, au făcut evenimente, au făcut curățenie, au strâns gunoaiele, au făcut ceva ce trebuia să facă administrația în mod normal, nici măcar să nu fim conștienți că acest lucru se întâmplă. Deci, ce e cel mai grav e că lucrurile care sunt firești și normale nu se mai întâmplă și am ajuns să vorbim despre ele. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, categoric vina aparține 100% atât politicului, din care eu fac parte, consilier general, cât și administrativului. S-au acumulat probleme multe și mărunte în timp, s-a schimbat cumva regimul politic în primărie, dar noi, cei care am venit, nu am venit cu soluția pregătită sau soluțiile pe care noi le aveam pregătite s-au dovedit a fi ineficiente. Nu vreau să fac o autocritică, să-mi pun cenușă în cap și cu asta să zic că lucrurile s-au rezolvat, dar asta este realitatea. Vina este la noi și numai la noi, atât politic cât și administrativ. Pot să vă întreb ceva ca o paranteză, pentru că noi vedem cu toții de 30 și ceva de ani ce s-a întâmplat cu Cismigiu. Nu spun că s-a degradat. În mod ciclic, forțele politice se schimbă. Nu e doar la noi, în toată lumea. Și când se schimbă, vin fiecare... E aceeași rețetă, nu se schimbă niciodată. Cei din care au fost, evident, au făcut mari greșeli, cei care vin și asumă, după care încerc să repare, să reconstruiască și așa mai departe, foarte corect. Cismigiu însă, martor și el împreună cu noi la toate aceste schimbări, de fapt el a îmbătrânit sub ochii noștri, dar n-a îmbătrânit frumos într-un fel cultural.
mai mult s-a degradat decât a îmbătrânit. Ori timp de 30 de ani, eu nu mai amintesc ca vreodată în Cismigiu să se întâmple ceva care cu adevărat să regenereze. În afară de statuia aceea care a apărut cu cartea aceea, cu aviatorii americani care au căzut, apropo, pe care nu se mai văd numele, că am trecut eu pe lângă ea, nu se mai văd numele. A rămas o carte, puteți să o scoateți de acolo, fără spărare, spun. Nu se mai văd numele eroilor. Deci, în afară de câteva chestii punctuale, la modul general nu prea s-a întâmplat nimic. Și el s-a înnecat în propria lui vegetație. Ori acum, din nou, a venit o altă forță politică cu alte proiecte. Și acum, dumneavoastră, completați pe aceste puncte ce ne așteaptă în următoarea perioadă. Pe noi, iubitorii Cismigiului, se va întâmpla ceva sau vom avea discuții în acestea până când îmbătrânim și murim cu toți împreună cu parcul nostru iubit? Se suprapun mai multe proiecte. În primul rând, desființarea companiilor este necesară pentru că, dincolo de ceea ce ei făceau mai bine sau mai puțin bine, nu discutăm despre asta, ele sunt niște găuri negre din punct de vedere financiar. Deci, Consiliul General, în subordinea cărora ele se află, nu are niciun fel de control asupra lor. Spunea Alex despre angajații care au migrat, practic, de la Alpab, de pe niște salarii, să spunem, bune, nu știu, spre aceste companii unde salariile probabil că sunt mult mai bune. Se poate rezolva acest lucru neplăcut, în sensul că rămâne fără personal, prin întoarcerea lor la Alpab. Da, unde înțeleg că oricum sunt foarte puțini acum. Da, deci odată cu desființarea companiilor parcuri și grădini și cea de arbori, specialiștii se pot întoarce la condițiile pe care le aveau inițial. Să sperăm că și acceptă acest lucru. Deci desființarea... Scuze. Spuneți, domnul, spuneți... Eu îmi cer scuze, domnul Priță, vă rog. Pentru că, totuși, Alpab este o instituție în subordinea primăriei și se înțeleg că este un număr de angajați pe care poate să-l aibă. Să înțeleg că prin desfințarea companiilor se deblochează acel număr de angajați, iar acei angajați pot reintra în cadrul Alpab ca funcționari publici, ca angajați publici, da, pe un sistem public. Exact, deci organigramele se pot schimba. Cum au plecat și aceste funcții au fost fie blocate, fie au fost alocate spre alte departamente, spre alte direcții, astfel la fel se pot întoarce înapoi. Deci nu putem... Vă întreb acest lucru pentru că noi de regulă vorbim și cu angajații prin parcuri, iar între ei planează o mare stare de incertitudine. Oamenii nu au nicio problemă că lucrează pentru Alpab sau pentru companii. Până la urmă, ei nu au ales să fie mutați dintr-o parte în alta, însă mulți dintre ei cred că vor rămâne fără joburi. Și cred că din acest punct de vedere, oarecum administrația publică e datoare să aibă în primul rând o discuție cu angajații. Unii dintre ei, majoritatea, vor să continue în acest job, avea grijă de parcuri și a se îngriji de spațiu verde. Alex, eu nu cred că acești muncitori sunt în pericol, care aveau în cadrul companiei salarii normale, ci cei care erau angajați acolo pe sume fabuloase. Adică nu cred că acești muncitori ar trebui să-și facă... Sigur că își fac. Griji. Își fac griji și pe bună dreptate, în primul rând pentru că nimeni nu vorbește cu ei. Aici o vină o au cei care conduc în acest moment companiile municipale, parcuri și grădini și arbori, pe de o parte, și pe de altă parte că nu vin asigurări și din partea Alpab. Deci principala problemă în cazul lor este cea de comunicare. Bun, acum cine ar trebui să comunice cu ei? Domnul Nicu Șordan, pentru că și-a preluat și această... Da, pentru că eu, consilier general, nu am nici atribuții și nici informații suficiente încât să dau asemenea asigurări sau să fac eu organigrama. Organigrama unei asemenea instituții nu poate fi făcută de un consilier general, oricâtă bunăvoință ar avea. Da, spuneați foarte bine că vina aparține în mod clar și politicului, dar și administrației, și odată asumată această chestiune, ar trebui de acum încolo să începem să construim. Faptul că primarul actual al Capitalei și-a făcut bilanțul la cele 10 luni de mandat și ne-a spus că a reușit să facă ordine, totuși un buget, să deblocheze conturile și investițiile, și să restructureze cumva bugetul primăriei și al subordonatelor. Totuși mă întreb, nu e cam puțin? Spunea și dumneavoastră, greșeala a fost că nu ați avut soluția, că n-ați venit cu planul, nu? Domnul Nicu Șordan știa
nu? Pentru că chiar el acuza risipa și cheltuielile nejustificate ale fostei administrații. Adică n-a fost o surpriză pentru el când a venit la primărie că bugetul era cum e și că găurile erau peste tot. Un plan nu exista, adică planul... ne-am trezit așa că acum la 10 luni de la mandat Bucureștiul arată halul în care arată. Păi totuși oamenii nu se uită, nu vin în primărie și să se deschidă ceaslovul și să vadă bugetul de salarii și cheltuieli. Nu se uită în jur și văd cum a ajuns Bucureștiul. Iar toate aceste toate aceste lucruri care probabil pentru care probabil vina îi aparține mai mult fostei administrații, sunt contabilizate din păcate la actualul primar. Îmi permit aici să fiu și critică și autocritică legată de buget, în sensul că într-adevăr în acest an e un an pe care îl considerăm cu toții dificil din punct de vedere financiar, orientat mai mult spre plata datoriilor moștenite, dar curățenia orașului mie mi se pare în primele trei priorități. Adică se puteau face economii din alte parte. Noi am aprobat acest buget, deci de asta spun că este și o autocritică, dar sunt puncte în care eu personal nu am fost de acord cum s-a construit bugetul și mi se pare că s-ar fi putut face economii serioase în alte domenii și repartizați banii, de exemplu, spre curățenie. Curățenia este o prioritate. Da, acum cum sunt acum repartizați banii? Care este prioritatea acum în viziunea? După cum v-am spus, în primul rând, plata datoriilor. Am intrat cu bugetul cu niște datorii foarte mari, absolut toate instituțiile subordonate Consiliului General, primăria cu datorii foarte mari și atunci am spus că, mă rog, domnul primar general a spus și noi l-am susținut, că acest an va fi un an în care vom strânge cureaua, cum e expresia, dar, sincer, m-aș fi așteptat să strângem cureaua și în alte părți și mai puțin la curățenie. Deci putem să murim sufocați de noxe, nu știu, ronțăiți de șobolani și năpădiți de gunoaie, dar fericiți că, iată, datoriile s-au achitat. Mi-aduce aminte de fostul regim, nu? Când strângea românul cureaua, da, pentru că Ceaușescu vrea să-și achită datoriile. Și când le-am achitat, în sfârșit, știu că s-a anunțat acest lucru, după care românii, noi români, am așteptat o zi, o lună, un an, să se întâmple ceva. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Acum, legat de ce spuneați dumneavoastră, sunt două chestiuni care eu consider că sunt importante. Asta este soarta primarilor de pretutindeni. Și pe bună dreptate, așa și trebuie să fie. Ei nu trebuie să iasă în evidență. Tot ceea ce fac pentru oraș e de la sine înțeles. Bine, e de la sine înțeles. Nici nu, sincer, nici n-ar trebui menționat măcar. Adică nu e ca un scriitor care a scris o carte. Nu trebuia să o scrie, dar a scris-o pentru lume. Nu, este o sarcină, o poziție asumată când conștientizezi toate datorile din trecut, adică nu sunt o surpriză. Studiezi locul în care te duci să fii primar. Deci toate aceste lucruri legate de datorie din trecut sunt convins că nici pe noi și nici pe ascultătorii noștri nu că nu interesează. Dar se așteptau ca un primar și o conducere nouă să fie conștientă și având aceste datorii să-și asume poziția și să demarăm. Bun, va fi acest an de strâns cureaua. Ok, poate trebuia strânsă mai mult. După care trece anul, dăm drumul la curea, cum vedeți? Ce se va întâmpla în continuare? Și e o întrebare și pentru dumneavoastră, domnule Oprița. După acest an de, să spunem așa, de secetă și de un oraș în care se regenerează, vom avea trei ani de? Vom avea trei ani așa cum îi vom construi noi, iarăși spun politicul și cu administrativul aflat în subordinea noastră. Eu consider acest an ca un an în care eu personal, dar în sensul de consilier general, i-am acordat un cec în alb domnului primar general. Adică și în situațiile în care nu am fost de acord sau în care aș fi fost mai critică decât am fost, am spus e normal să lași un om să încerce, să dovedească ceea ce poate, să-i acorzi un timp, după care poți veni cu critici efective. Deci eu sunt plină de speranță că bugetul pe anul viitor va fi mai repede intrat la vot, adică nu...
în luna martie să începem să demarăm lucrări în aprilie, să se miște și Parlamentul mai repede anul viitor, sper eu. Nu știu dacă e un moment bun să sper lucrul ăsta, din potrivă. În lumina noilor evenimente. Dar eu pot doar să sper că anul viitor va fi diferit. Vă spun sincer că nici eu nu mă așteptam să fie atât de grav ce se întâmplă în București în acest an. Mie mi se părea tocmai că este un an de respiro în care, fiind în pandemie, o grămadă de evenimente nu mai au loc. S-au redus inclusiv traficul. În câteva luni a fost traficul mult redus pentru că erau restricțiile de timp. Cum spuneam, nu s-au mai făcut evenimente în stradă, nu s-au mai făcut o grămadă de lucruri și ar fi fost un moment foarte bun ca administrația Bucureștiului și programele pentru București să se facă, să se scrie sau să se rescrie. Din toate punctele de vedere, mă întorc chiar și la cultură, pentru că eu de cultură mă ocup mai mult în Consiliul General. Ar fi fost un an foarte bun în care toate strategiile cu care noi am venit și le-am promis în campanie, să le punem pe masă bucureștenilor, să le spunem așa vedem noi Bucureștiul din 2022, pentru că 2021 e și an de pandemie și un an de tranziție. Și ce v-a împiedicat să o faceți? Eu am făcut, eu personal, și acum pot să zic că și colegii mei au făcut. Probabil că preluarea aceasta administrației de către primarul general, care este independent, a fost destul de complicată cu vechea administrație, cu noi decidenți din domeniu. S-a schimbat city managerul, s-au schimbat o parte din directori, s-au schimbat consilierii personali și probabil că acest an a fost mai complicat pentru domniile lor decât s-au așteptat și decât ne-am așteptat și noi. Alex, și societatea civilă, cred că i-a acordat așa un cec în alb domnului Nicu Șordan. Ce ați sperat și cum vedeți voi lucrurile acum? Adică sunteți la fel de optimiști sau s-a mai diminuat optimismul ăsta? Cred că în primul rând trebuie punctat că nu e vorba de a acorda un cec în alb cuiva. Noi, ca grup de inițiativă civică, ar trebui să învățăm și trebuie să învățăm și asta încercăm să facem, să colaborăm cu oricine. E adevărat, am spus un cec în alb, pentru că domnul Nicu Șordan a venit exact din sfera aceasta a ONG-urilor, a societății civile, a fost un luptător, nu pentru binele Bucureștiului, adică aveam mari speranțe și mari așteptări. Da, important e ca... Dincolo de acest fapt că vine din sfera societății civile, important e că s-a schimbat un lucru. În primul rând, există un dialog acum între noi ca grup civic și ALPAP și o parte din consilieri. Este un lucru care s-a schimbat în bine. Faptul că teoretic nu au existat bani pentru a implementa diverse schimbări a fost într-adevăr o problemă. Până la urmă, la finalul zilei, cred că e foarte important pentru Cismigiu să fie alocate resurse, să fie făcute investiții și nu oricum. Pentru că nu orice proiect de reabilitare e un proiect bun. Pentru a face o restaurare, o reabilitare istorică a Cismigiului, e nevoie de o perioadă pregătitoare în timp. De exemplu, dacă la anul vrem să alocăm bani pentru a reabilita Cismigiu, nu o vom putea face, pentru că trebuie să scriem un proiect de reabilitare întâi, să treacă prin avizele, să obțină toate avizele de la cultură, să fie o perioadă de dezbatere publică. Mă îndoiesc că de la anul noi vom vedea un Cismigiu în care vor fi făcute investiții masive, pentru că tehnic acest lucru nu e posibil dacă vrei să le faci legal. În al doilea rând, în primul rând trebuie alocate resursele necesare intrării în secolul 21 și anume să avem un parc curat, să avem minimul de servicii necesare funcționării din parametri legal până la urmă unui parc, și anume pază și curățenie la standarde înalte asigurate, lucru care nu s-a întâmplat anul ăsta. Spuneți, doamna Mureșan, că dorea parcurile... să intervină. Vă rog, bănuiesc ceva legat de ce a spus doamna Priță. Alex, practic, confirmă ce am spus și eu în acest an în care am fost forțat să nu fim foarte activi. Ar fi fost un an perfect pentru a demara toate aceste proiecte, exact ce spune și Alex acum, de proiectul pentru Cismigiu. Ar fi fost un an în care să demarăm măcar un concurs de proiecte pentru Cismigiu, tocmai pentru că nu existau bani
nu existau resurse de a le să nu mai vorbim despre ce nu mai putem face. Ce facem de acum încolo? Adică ce ar fi de făcut de acum încolo? Care ar fi pașii de urmat? Haideți să vă spun eu cum văd situația. Ce ar trebui făcut de acum încolo? Deci, în primul rând, trebuie rezolvată situația pazei în parcuri, dar nu la modul la care se făcea pază înainte la paznici. Practic exista un cabinet, nu se întâmpla nimica. Trebuie o pază eficientă în parcuri. Că e vorba de sisteme de monitorizare video și o colaborare între pază și poliție, că e vorba de sisteme de monitorizare video, că e vorba de o firmă de pază care își face cu adevărat treaba, e un prim lucru care trebuie schimbat. În al doilea rând, fiecare parc are specificul lui. Cismigiu e un parc cu multe zone colțișoare, specific istorie, fiecare zonă are vegetația ei, trebuie făcut un caiet, un plan de gestiune al vegetației din Cismigiu. Și când spun la gestiune, nici măcar nu mă gândesc la restaurare, mă gândesc la o întreținere curentă. Nu ne dorim să vedem din nou toate peluzele tunse săptămânal. Sunt peluze care trebuie tunse săptămânal, sunt peluze care nu trebuie tunse săptămânal. O secundă, Alex, ne dorim ca fiecare... Te rog, te întrerup, pentru că am auzit de foarte multe ori și în această emisiune și în multe altele, trebuie făcut un anumit lucru, trebuie făcut. Și vreau să te întreb, pentru că spuneam puțin mai devreme, Mihaela vorbea despre etape. În mod normal, în mod evident, de fapt, aici sunt niște etape care decurg una din cealaltă. Dacă există undeva o fracturare, acolo te oprești. Ori, din ce spuneai tu și din ce am înțeles, de fapt, deocamdată lucrurile sunt blocate nu financiar, ci la nivel de proiect. Pentru că acest proiect, care include toate lucrurile, pază, reabilitare și așa mai departe, în primul rând trebuie să fie un document scris cu propuneri. El există ca să avem prima etapă de la care să pornim? Pot să vă spun că pentru pază știu că a fost demarată o licitație contestată în instanță, din câte știu de la cei de la Alpab, contestația a fost rezolvată. Nu înțeleg nici eu personal de ce încă nu avem servicii de pază în parc la aproape un an de când ele au încetat. Referitor la curățenie, curățenia temporar a fost făcută cu acești 40 de angajați ai Alpab, care de fapt nu sunt angajați care ar trebui să întrețină spațiile verzi sau să facă curat, sunt doamnele care se ocupă de sferele Alpab și cresc și plantele acolo. Alpab nu are angajați pentru a întreține spațiile verzi din parcuri, toți au fost mutați la companiile municipale. Drept urmare, ar trebui oarecum reorganizat Alpab, refăcut organigrama. Ar trebui, din punctul nostru de vedere, ca fiecare parc să aibă echipa lui de muncitori, pentru că nu este deloc eficient să muți echipe de oameni dintr-un parc în altul și ei să presteze niște servicii în masă, fără să cunoască specificul parcului, fără să cunoască vegetația, iar pentru Cismigiu, în mod specific, ar fi foarte, foarte bine dacă am avea o echipă care să fie desemnată Cismigiului și care să cunoască acel plan de gestiune și management făcut de peisagiști, de specialiști în patrimoniu, special pentru Cismigiu, astfel încât vegetația să nu se, măcar să nu se mai degradeze și să fie restaurată și adusă cât mai aproape de specificul parcului. Nu vă pot răspunde de ce, dacă se va petrece asta sau nu se va petrece, pot să vă spun că noi am încercat în repetate rânduri acest lucru și inclusiv cu problema găinațului ciorilor, e o problemă pe care nu e de o administrație 2-3, e o problemă care peste de 30 de ani în Cismigiu. Adică nu e o surpriză pentru noi că ciorile vin în iunie și pleacă în noiembrie și între timp Cismigiu miroase ca un cotet. S-a petrecut mereu, s-a cunoscut mai mult anul ăsta pentru că nu au mai fost spălate aleile atât de des precum s-a făcut în ultimii 2-3 ani de către companiile municipale, dar în rest cam așa a fost mereu. Trebuie să rezolvăm aceste probleme. Nu doar cu ciorile, ci și cu porumbeii. Deci tot Bucureștiul are problema asta. Suntem mari iubitori de porumbei. Toată nația asta parcă hrănește de la balcoane porumbeii. Deci dacă treci așa prin sectoare, ai să vezi la toate blocurile pe spațiul acela verde, neîngrijit de altfel, cotoare de pâine, colțuri de pâine și mulți porumbei fericiți care mănâncă. Și desigur, urmele digestiei acestora se văd peste tot în orașul ăsta. Suntem mari iubitori de natură în general, dar nu prea o înțelegem. Adică, pe de o parte, hrănim porumbei, pe de altă parte, vrem să omorâm un șarpe dacă îl vedem și un șarpe de apă complet inofensiv. Pe de o parte, nu înțelegem că orice hrană aruncată în spațiu public nu ajută. Chiar mai mult, multe dintre păsări se pot îmbolnăvi de la pâine, pufuleți, cozonaci. Fac o paranteză, ăsta e și unul dintre motivele pentru care am lucrat alături de Manuela Mureșan la o hotărâre Consiliul General prin care păsările exotice din parcuri au fost donate mai departe către niște grădini zoologice unde sunt îngrijite mai bine. Lumea considera că face un bine, dar
trebuie să încercăm să cunoaștem puțin ce înseamnă bine și ce înseamnă rău. Acum, întorcându-mă la Cismigiu, primul pas ar fi acest plan de gestiune și management din punctul nostru de vedere și o echipă care să fie desemnată pentru Cismigiu pentru întreținerea curentă a parcului. Vorbim aici de curățenie și întreținerea spațiilor verzi. Cine face, eu mă întorc, Alex, cine face planul acesta? Că mă gândesc teoretic, primăria îl aprobă, dar trebuie niște specialiști care să fie la fața locului, ceea ce în mod evident mă duce cu gândul la voi, pentru că sunteți în prima linie. Nu. Grupul de inițiativă civică Cismigiu, măcar ca sfaturi. Noi suntem unul dintre stakeholderii care pot fi consultați, dintre părțile care pot fi consultate pentru acest plan, dar acest plan trebuie să-l facă administratorul parcului și anume acum ALPAB sau prin primăria generală prin ALPAB. Pentru acest plan trebuie alocate resurse, pentru că trebuie specialiști peisagiști, specialiști în patrimoniu, poate specialiști în mediu, care ar trebui să contribuie la acest plan. Deci trebuie să fie un fel de studiu plătit, un fel de plan plătit pentru a avea un document cu adevărat valoros. Și prima etapă e bugetul, asta spui. Prima etapă e exact, bugetul. Exact, alocarea de resurse, haideți să o spunem așa, și voința pentru a face acest plan. După aceea trebuie oameni care să execute acest plan, oameni care trebuie instruiți, și anume acel personal, acea echipă de care vă zic, pe care ne-am dorit să o avem în Cismigiu, de muncitori care lucrează la întreținerea spațiilor verzi. În paralel, deschizând al doilea capitol, da, în Cismigiu e nevoie de lucrări de restaurare a monumentelor istorice. Unele dintre ele stau să cadă, cum sunt cele două poduri. Pentru unul dintre poduri, culmea e că avem toată documentația pregătită în ziua de azi. Există și un DALI aprobat, trebuie doar alocate resursele de primărie pentru ca consolidarea podului mare să înceapă. Am semnalat acest lucru de mai multe ori, știm că și ALPAB-ul a făcut-o, sperăm că poate la ultima rectificare bugetară de anul ăsta să fie pusă pe ordinea de zi alocarea de resurse pentru ca licitația pentru consolidarea podului mare din Cismigiu să înceapă. După aceea ar trebui probabil împărțit Cismigiu din punctul nostru de vedere pe zone în funcție de specific construit al acestora și făcut o licitație pentru proiecte de reabilitare a lor. Spunem că ne dorim o împărțire și nu un calup mare de proiecte pentru tot Cismigiu, pentru că, unul, nu e deloc eficient să bagi tot parcul în șantier, să nu ai niciun control pe munca executată. Doi, dacă Cismigiu ar fi împărțit pe ansamble monumentale și ar fi scoase mai multe pachete la licitație, ar putea să intre în acest concurs și nu doar giganții mari care de obicei monopolizează piața, și ar putea intra și firme de peisagiști specializate, firme de dimensiuni medii, care ar putea să facă din această restaurare o carte de vizită. Există această dorință, sunt mulți oameni specializați în București care își doresc să contribuie pentru reabilitarea Cismigiului. Bun, eu zic să te oprești deocamdată, Alex, că ai ajuns mult prea departe. Eu zic să o lăsăm și pe doamna Mureșanu să ia așa toți pașii ăștia pe care i-ai spus tu separat. Înțeleg așa, deocamdată ar trebui desființată compania asta, parcuri, lacuri, cum s-o numia, și reorganizat al PAB-ul, dar asta este primul lucru pe care ar trebui... Da, este un pas pe care l-am și făcut. Cele două companii au fost proiectele pentru desființarea celor asta două companii. Au fost votate în ședința de Consiliu din 1 septembrie, da? Dar ce urmează acum? Adică... Toate operațiunile pe care ei le făceau sau nu le făceau, da, vor fi preluate de al PAB. Eu mă aștept să se facă și niște licitații, pentru că nu cred că ALPAB-ul va avea posibilitatea, exact cum spunea și Alex, doamnele care au făcut curățenie, de fapt, au un alt rol și în cursul anului câteva au mai fost detașate de ALPAB când și când pentru a face curățenie, când situația devenea insuportabilă sau măcar pentru golit coșurile de gunoi. Pe de altă parte, și licitațiile astea, deci e durează procedura, e atât de greoaie, de tocmai ne spunea Alex că a fost... rezolvată contestația aceea cu licitația pentru Paza și nu s-a întâmplat nimic. Deci poate colegii parlamentari asta este într-adevăr o problemă pe care noi local nu o putem debloca. Eu sunt asentiment total cu ce a spus Alex. Eu chiar mă bucur și m-am înțeles foarte bine cu societatea civilă din care și provin. Și am rămas conectată și, într-adevăr, soluțiile nu sunt neapărat sau de cele mai multe ori nu sunt în personalul unei administrații locale. Pentru că sunt situații specifice, sunt situații care reclamă oameni care stăpânesc foarte bine domeniul,
pe când cei care lucrează în primării gestionează la modul general bugete și proiecte, dar soluțiile vin totuși de la societatea civilă și de la civil. De aici vorbesc eu mereu despre concursuri care ar putea fi și internaționale. Și am să închei cu ceva, o imagine care pe mine mă sperie puțin. S-au făcut foarte multe proiecte pentru București. S-a făcut un proiect extraordinar și pentru grădina zoologică și care stă într-un sertar și așteaptă. Există și o strategie culturală a Bucureștiului foarte bună, care nu știu dacă va fi vreodată implementată. Și puțin mă sperie gândul că se vor aloca fonduri pentru un alt proiect și pentru parcurile Bucureștiului și vor rămâne în faza de parc. Eu m-aș bucura măcar pașii mici să-i facem până atunci, adică pază, curățenie, reparațiile urgente și apoi fiecare domeniu separat, exact cum spunea și Alex. Pentru vegetație să fie un proiect, iar în final să existe un proiect general pentru Cismigiu, defalcat pe mai multe domenii. Deocamdată când vom avea pază în Cismigiu? N-aș putea să vă spun eu, consilierii generali sunt un fel de parlament, iar domnul primar general este un fel de premier. Deci toate lucrurile se întâmplă în primărie și cred că domnul primar general, când va mai vizita probabil în curând parcul cu cei 40 de muncitori, va da răspuns și la această întrebare. Deci, domnul primar general, dă răspunsurile la televizor când face o acțiune de comando și mai puțin în fața consilierilor sau cum? Nu a fost niciodată interpelat pe această temă. Mm-hmm. Mâine avem ședință de extraordinară, păi, de Consiliu General asta. Și chiar am să fac această mm-hmm. interpelare. Chiar am să o fac. Mi-amintesc că pe final, în afară de rămas bun din partea mea și mulțumiri pentru că ați fost alături de noi, discutam cu Alex la un moment dat în trecut despre faptul că nu prea găsești peisagiști în România. Este o meserie extrem de pretențioasă când cauți un peisagist sau un grup de peisagiști foarte importanți pentru Cismigiu. Nu poți să iei de pe vânzări cumpărări, că am găsit, m-am uitat acum, deci efectiv poți să închiriezi unul. Deci toate aceste elemente discutate în emisiune, fiecare în parte sunt extrem de importante, în fiecare dintre ele te poți bloca complet și toate trebuie să lege între ele. Pare o discuție foarte simplă, dar cred că vom mai zăbovi și altă dată asupra acestor lucruri, Alex și doamna Mureșan. Dacă îmi permite și mie de încheierea încheierilor, da. Încheierea încheierilor, eu nu cred că e imposibil să-i găsești, sunt cunoscuți în București. Noi am aplicat la un grant, avem un parteneriat semnat cu primăria municipiului București de curând și cu Alpab, prin care activitățile de grădinărit pe care vom desfășura în cadrul acestui grant se vor petrece în Cismigiu. Se vor petrece în Cismigiu ghidate de un peisagist specialist în patrimoniu, tocmai în scopul de a compensa puțin lipsa aceasta de îngrijire a spațiului verde din Cismigiu. Ne propunem să grădinărim puțin în zona cetății, unde există pergola aceea pe care nu se mai cață nimic de câțiva ani buni, și în zona rondului roman, rotunda scriitorilor, unde iarăși ne propunem să venim să plantăm niște plante perene, tocmai în spiritul amenajării inițiale. Drept urmare, dacă noi am găsit un specialist cu care să colaborăm și care să ne pregătească documentația, să ne ajute să pregătim documentația pe care o trimitem spre avizare către Ministerul Culturii, sunt sigur că și primăria o poate face. Și sunt sigur că, nu știu, poate acest prim demers pe care îl vom începe toamna aceasta va da puțin un imbold și administrației publice să facă pași în direcția asta. Și poate, nu știu, mai facem așa o strigare până să facă primăria ceva, mai strângem niște voluntari și venim și dăm și noi cu mătura în urma ciorilor, ce să zic. Sau le speriem sau da. Ce? Trebuie, putem se să poate dăm într-un weekend, dar peste două zile va fi la fel. Și ideea e că noi facem acțiuni punctuale, dar e nevoie de o continuitate a lor, continuitate pe care un grup de voluntari nu poate să o asigure, pentru că noi avem joburi. Asta e clar, dar știi cum e, picătura chinezească, mergem acolo, ne filmăm, ne facem selfie-uri, share-uim peste tot, să ajungă pe site-ul primăriei, pe pagina domnului Nicușor Dan, pe pagina consilierilor, pe toate paginile și cine știe, poate că, măcar așa de... Știi cine are continuitate în toată povestea asta? Ciorile, că trăiesc 100 de ani. La noi e puțin mai complicat. Mii de mulțumiri pentru prezența în emisiune, se apropie știrile.
Mulțumesc foarte mult, sper să mă mai invitați, sper să vin cu informații mai exacte și mai bune. Și așteptăm un răspuns de la dumneavoastră, nu mai interpelări, da. Chiar o să suntem curioși și o să vă contactăm, să vedem care a fost răspunsul. Ședința este online pe site-ul primăriei. Ok. Mulțumim, doamna Mureșan, domnule Oprița, Mihaela și dragi prieteni pentru aceste lucruri. Ceva s-a mai pus acolo, pietricică mică, nu, la mozaic, măcar că am discutat. Și pe viitor vă promitem că vom continua aceste discuții sau le vom relua dacă ne oprim în același punct. Dar o să vă ținem la curent. Manuela Mureșan, consilier general din partea Alianței USR Plus, a fost astăzi împreună cu noi și Alex Oprița, inițiativa Salvați Cismigiu sau nu Parcul salvați? Parcul nostru. Parcă, da. Chiar nostru. Da. Da. Mulțumim, Alex. Foarte mult pentru prezență.